Salutare! Astăzi suntem în complexul APACA, așa cum voi, cei din București, știți de APACA, dar de unde vine acest nume de APACA? APACA a fost construit pentru confecționarea armamentului, adică mai exact al îmbrăcăminții, și înseamnă atelierele de producție ale armatei de confecții și ambalaje, APACA. Sigur, asta a fost în vremea comunismului și era industrie, era industrie puternică. Acum s-au mai strâns puțin atelierele astea și avem acolo servicii auto, în partea cealaltă avem și magazine, dar APACA a fost un combinat, un spațiu de producție al armatei. Atelierele de producție ale armatei de confecții și ambalaje, APACA. În sectorul 6, București, asta înseamnă APACA. Dacă vrei să mai dai în cotură, APACA. Vă mulțumesc, ne auzim!